luni, camerele de supraveghere montate pe clădirea Bisericii Catolice Inima Neprihănită a Mariei au surprins imagini rupte parcă dintr-un film despre evul mediu. Pe strada dintre biserică și casa parohială, o bătrână este tâlhărită, târâtă și lovită cu fața de asfalt de un individ cu capul acoperit. Tâlharul nu a ezitat nicio secundă ispitei, surprinzând bătrâna din spate. Acesta i-a apucat geanta și a izbit-o de caldărâm pe femeia, care încerca să-și protejeze proprietatea fără să se gândească măcar o secundă că i-ar putea fi mamă sau bunică. Părintele Ionel Roșu, parohul bisericii, a publicat filmulețul pe pagina sa de Facebook. Imediat, poliția din Roman a solicitat înregistrările, deschizând o anchetă în acest caz. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție Neamț ne-a transmis că suspectul a fost identificat și prins. Este vorba de un minor cu vârsta de 14 ani, a cărui identitate nu o putem divulga din cauza legislației, care, practic, îi protejează pe minorii care comit infracțiuni. De ceva vreme, străzile Romanului pot fi caracterizate printr-un singur cuvânt, nesiguranță. Dumneavoastră nu vă rămâne decât să mergeți cu ochii în patru, exact ca într-un câmp de bătălie ostil, în ideea că atenția sporită vă va salva de astfel de situații.